Timaur, eful Dna Ploieti, chemat la sediul central al Dna. Eful Dna Ploieti, Lucian Onea, s-a prezentat miercuri la sediul central al Dna, informează Antena 3. Nu se cunosc motivele pentru care Onea s-a prezentat astăzi în fața procurorilor. De precizat este că Lucian Onea face parte din Consiliul de Conducere al Dna. Amintim că, la începutul lunii aprilie, Inspecția Judiciară a demarat acțiunea disciplinară fac de subliniere eful Dna Ploie subliniere T, Lucian Onea, urmând ca CSM să stabilească în ce fel va răspunde acesta. Potrivit IJ, Lucian Onea este judecat disciplinar pentru ce a solicitat arestarea preventivă a unui inculpat în baza unor probe false.